Buonasera. Buonasera. Iată-ne din nou. Cu ocazie neașteptată, pentru că am spus că mai facem țelul Dumnezeu în septembrie, dar pentru că s-a evit ocazie și este o temă foarte, foarte actuală și dezbătută, ați văzut și în mass media în fiecare zi. Și, avem bucuria să vă prezentăm pe domnul comisar șef Răzvan Brebeanu, de la Inspectoratul Ioan pentru Emigrări, care ne va vorbi despre fenomenul înmulțirii și consolidării comunității sau comunităților islamice și musulmane din și în România, precum și despre construirea unei mari moschei în București. Și cum vă spuneam și la predica de duminică, am făcut o mică așa paranteză, dacă suntem prieteni cu frații noștri musulmani turci, și încă de tipul Mircea cel Bătrân, și a vrut să ne facă pașa lângă atunci, iată că și astăzi ei revin în actualitate și vor să ne facă chiar pașa lângă. Despre acest lucru trebuie să fim informați, căci informația înseamnă putere și trebuie să știm exact și bine în ce context și în ce mediu noi ne desfășurăm activitatea și viața și lucrările noastre și tot ceea ce facem noi pe acest pământ și tărâmul românesc, creștin, ortodox, la întemeierea ca stat de către Sfântul Apostol Andrei. Așa că bucuria de a-l avea pe domnul comisar șeful mijlocul nostru este foarte mare și mai ales că este foarte tânăr. Și pe funcția asta se recuștigă greu, înseamnă că este foarte pregătit. Și mulțumim și tuturor celor care ați venit în seara aceasta și vor mai veni. Interesul ar trebui să fie pentru tineri mai mult. Pentru că... Sunt sus. Bine. Așa. Bun. Ei mai așteptăm. Domnul Răzvan, vă mulțumim că ați venit în jocul nostru. Nu știu dacă v-ați pregătit tema bine, dar... Eu sper că în măsura în care să corespund așteptările. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru această invitație. Suntem ca și pe domnul Răzvan, din cadrul Inspectorului General pentru Emigrări. Într-adevăr, aceasta este o temă de actualitate, ținând cont și de faptul că, în momentul de față, islamismul, sau, mă rog, o parte a islamismului constituie un adevărat pericol reprezentat prin statul islamic, Daesh, cum se mai numește, în limba arabă. Ne-am adunat aici pentru a discuta o problemă care, eu zic, așa cum a spus și părintele, este de mare actualitate. Respectiv, expansiunea islamismului în Europa. Această hotărâre de guvern, numărul 372 din 2015, mai precis din mai 2015, alocă un teren gratuit de 11.000 de metri pătrați, undeva în spatele casei Sfântei, cu titlul gratuit, pentru o perioadă de 49 de ani. Nu ne-am strâns să discutăm implicațiile politice care au fost în spatele acestei hotărâri de guvern. Noi discutăm aici mai mult însă și această semnificație, construirea celei mai mari moschei din Europa, după cea de la München din Germania. Se pare că va fi mai mare decât moschea de la München din Germania. Terenul a fost alocat prin concesiune Ritului Muftiatului Islamic pe o perioadă de 49 de ani. E adevărat, aceasta presupune mai multe implicații. Prima implicație ar fi expansiunea, cum am mai spus, expansiunea islamismului. Prin Constituție, Constituția României recunoaște toate religiile și le acordă o importanță deosebită, toate confesiunile. Însă, în momentul de față, ținând cont de ceea ce se întâmplă în Asia, personal consider că nu este oportună construcția celei mai mari moschei din Europa într-un stat creștin, într-un stat creștin ortodox, cu majoritate ortodoxă, și de creștin. Creștin, da, ortodox. Și catolic. Mai sunt și asta, dar marea majoritate sunt... Da. În București, din estimările noastre, sunt cam 70-80 de mii de musulmani.
Pentru aceasta consider că nu este oportun construcția celei mai mari moschei din Europa. Evident, dacă se construiește această moschee, probabil că și evreii, și hindușii, și baptiștii, și alte rituri și alte confesiuni vor dori, la rândul lor, ca să construiască o moschee mai mică sau mai mare. Din informațiile mele, în București există deja 3-4 moschei. Este vorba de moschea Taeba din Coletina, încă o moschee în cartierul Grângaș. Mai sunt două moschei mai, de mai mică importanță, unde musulmanii au posibilitatea să meargă, să se roage, să-și desfășoare activitățile deșilor cultice. Însă, tot din informațiile pe care le dețin, nu întotdeauna la aceste moschei se discută despre religie, despre învățăturile lui Mahomet sau asta. Pe alocuri mai sunt și anumite deviații ale unora care, ca să zic așa, mai pe ascuns sau mai subtil, mai abil, caută să propage ideile statului islamic. Din câte ați observat în mass media, sunt prezente nu neapărat zilnic, informări despre ceea, ororile, despre crimele, despre tot ceea ce se petrece în acest califat care vor ei să-l instituie, respectiv Siria-Irak, și să se extindă către tot Orientul Mijlociu. Ați observat acele decapitări ale creștinilor, ale celor care nu sunt de religia lor, martizări. Noi considerăm că martiriul familiei Brâncoveanu, martiriul celorlalte familii care au ținut credința vie a ortodoxismului în România, este suficient. Nu cred că în momentul de față, în secolul 21, mai este necesar de alte martiriuri ale creștinilor. Dar, evident, istoria se repetă și să sperăm că nu vom ajunge până atât de departe. Mai ales că, dincolo de construcția acestei moschei, se dorește și ridicarea unui campus universitar, de unde vor acumula 6.000 de studenți arabi. 6.000 de studenți arabi, pentru România este mult. Pentru că, dincolo de învățămintele Coranului, acolo va fi o adevărată școală de propagandă a ideilor islamiste. Coranul în sine, din câte m-am informat și eu, nu are percepția de a fi o religie criminală, o religie îndreptată împotriva umanității. Însă cei care se folosesc, cei care cu abilitate speculează versetele Coranului, întotdeauna își arogă niște merite în plus, întotdeauna caută să interpreteze în nume personal și în funcție de interesele pe care le reprezintă. Acest campus unde vor activa și unde vor desfășura activitatea cei 6.000 de studenți arabi, la un moment dat poate să iasă de sub control. Pentru că, evident, limba arabă nu este o limbă foarte facilă și cunoscută de noi. Limba arabă are multiple dialecte și nu poți ști niciodată ce se discută dincolo de religie, dincolo de învățămintele lui Mahomet sau ce se dorește cu adevărat. E adevărat, în momentul de față, țara care sponsorizează această mare moschee este Turcia. Turcia este o țară care se află în plin avânt economic, în plină expansiune comercială, ca și China, de altfel. Turcia a profitat în ultima perioadă de decăderea și de distrugerea Siriei, care era de asemenea un factor de echilibru, un factor de concurență cu mărfurile turcești, pentru a-și impune expansiunea, în primul rând, economică. Și atunci, dacă pe vremea, cum spunea părintele lui Mircea cel Bătrân, nu au putut să ne cotropească cu armele, încearcă acum să ne cotropească economic, financiar, și cultural prin această moschee. Da.
Din punct de vedere al hotărârii de guvern, există niște obligații pentru statul turc, aceea ca construcția să înceapă în maxim 3 ani de zile. Valoarea terenului este de aproximativ 4 milioane de euro. Terenul reprezintă 11.000 de metri pătrați, cum am spus undeva în spatele casei Scânteii, și este concesionat pe 49 de ani. Și este dat muftiatului cu scopuri publice și sociale, care deci include, fiind de utilitate publică, da, care deci cuprinde în sine, se poate construi acolo și moschee, și universitate, campus universitar, și alte centre sociale, adică este foarte generos titlul acesta, foarte generoasă hotărârea de guvern, și le acordă lor, le facilitează lor o larghețe în cadrul căreia ei se pot organiza și desfășura pe mai multe paliere, construind și moschee, și campus universitar, și alte instituții sociale sau de care ei au nevoie. E adevărat, muftiul turc a spus că va fi o instituție de învățătură, nu de propagandă. Dar de la învățătură la propagandă nu este făcut un pas. Și automat trebuie să ne gândim că în momentul de față, din păcate, natalitatea în România scade, iar la ei crește, la musulmani crește. Pentru că ei, și prin versetele Coranului și prin învățăturile Coranului, sunt obligați oarecum ca să aibă mulți copii. Sunt îndoctrinați în felul acesta. În acest fel. Nu consider oportună în momentul de față construcția acestei mari moschei. Cine se poate? Bine, este foarte adevărat că de la această hotărâre de guvern mai sunt niște pași importanți care trebuiesc urmați din punct de vedere legislativ. Mă refer la o autorizație de construcție care trebuie să o dea Primăria Capitalei. Trebuie plan să existe urbanism, un plan de urbanism și încă niște factori. Deci, speranțe sunt că undeva se vor opri aceste instituții. Nădăjduim a fi luată și în dezbatere publică această problemă, a fi abordată în dezbatere publică această discuție și atunci, sigur că și noi vom putea avea un cuvânt de spus, dacă se va ajunge acolo. Da, eu, în momentul de față, și având o discuție anterioară cu domnul consilier Gogoș, m-am gândit la trei planuri de acțiune. Primul plan de acțiune ar fi o... Da, nu este nicio asta. Nu vorbim politic aici. Domnul Bredeanu este un mărturisitor? Nu, asta nu este politică, este doar... E o formă de mărturisire. O inițiativă creștinescă, ca să zic așa. Primul plan de acțiune mă refer la o oarecare evidențiere a acestor aspecte discutate aici prin mijloacele internetului, prin site-urile de socializare, Facebook, Instagram, etc. Al doilea rând, care am încercat și început o cunoaștere și o, hai să-i spunem, o aducere la, în fața publicului, în fața opiniei publice prin mass media și nu în ultimul rând, de la om la om, pentru ca fiecare să fie conștienți că acesta este un pericol real, un pericol real la adresa ortodoxiei, la adresa creștinismului și la adresa, bineînțeles, a ființei naționale. În rest, noi sperăm ca să există oameni bine intenționați, există oameni care să conștientizeze acest pericol, să existe persoane care, într-adevăr, să realizeze că în acest interval de timp putem să facem ceva, astfel încât să oprim această construcție. Este foarte adevărat că azi suntem puțini, mâine vom fi mai mulți, poi mâine vom fi și mai mulți, dar conform zicarei cu domnul nu-s putere, unde s-a doi puterea crește, cred că fiecare trebuie să ne îndeplinim o misiune creștinească, o atitudine civică și să luăm în continuare atitudine vis-a-vis de acest pericol. Domnul doctor,
caz că aveți niște întrebări. Da. Ca să vorbesc sintetic, da. Este o vorbă în popor. Băgatul puricilor în cojoc. Așa. Ca să... Al doilea mă întreb, de ce ne lipsea? Exact. Al treilea, la ce ne folosește? Cred că ajunge. Da, v-am spus, n-aș dori să discutăm aici implicațiile politice. Cred că ele sunt cele care, în primul rând, au dus la această... Există, dar nu sunt eu în măsură să le discut și nu cred că avem toate informațiile ca să putem să le discutăm. Problema noastră a creștinilor ortodoxi este să vedem ce atitudine să luăm, ce măsuri să luăm, ce... alte oportunități ar fi pentru a... ca acest lucru să nu se întâmple. Mai departe, este la latitudinea factorilor politici, la latitudinea factorilor de decizie, la latitudinea primăriei capitalei, dacă o să accepte acest plan de urbanism și autorizația aceasta de construcție. Mai sunt o serie întreagă de factori care, în momentul de față, probabil că nu-i cunoaștem îndeajuns de bine. Dar noi trebuie să încercăm să facem ceea ce depinde de noi, ceea ce depinde de fiecare în parte, să conștientizăm acest pericol. Cadrul instituției dumneavoastră, care ocupați așa, ce vă ocupați așa? Supravegheați? Eu mă ocup special de cei care... de solicitanți de azil care cer azil pe teritoriul României, respectiv azil. Mulți dintre ei intră ilegal, sau caută să vină în Europa din motive economice. Pentru că în țările lor există război, cum este Siria, în Irak. Sunt și motive politice, dar acestea vin cu familii, vin copii mici, minori. În momentul de față, statul român acordă un ajutor umanitar, spre exemplu, cetățenilor sirieni, care sunt afectați de conflictul armat din țara lor și de faptul că în țara lor expansiunea statului islamic este într-adevăr foarte pregnantă. Acolo se dorește, așa cum se observă și în mass media, se crea un califat în zona Siria-Irak. Un califat care, în momentul de față, probabil că, din ce se observă și din informații pe care le avem, nu mai reprezintă de mult islamismul, reprezintă doar ambițiile politice ale unor așa ziși, eu știu, conducători sau ale frustrările unora și altora care se folosesc de Coran, se folosesc de religia musulmană. Se prevalează tocmai pentru a-și pune în aplicare ambițiile lor politice sau de expansiune teritorială. Cei care vin aici, cei care vin în România și mai au rude, respectiv cei care vin pe reunificare familiară, cei care vin în vizită sau și ceilalți, evident, pot să-și închirieze un apartament, o locuință. Cei care nu au mijloace materiale, avem un centru de azilanți în Colentina, de 250 de locuri, unde pot să locuiască gratuit. Știu că aveți câteva și în țară, la Galați. Da, mai sunt și centre de azil la Galați, la Timișoara, la Șorcuta Mare, la Giurgiu, la Rădăuți. Nu. Cea mai mare comunitate este cea răgăsă. Da. Este Siria, Irak, Liban. Acești imigranți constituie un factor, o pâlnie, un culoar de introducere și de dezvoltare, de extindere, de consolidare a factorului islamic aici în București, respectiv în România? Chiar la ora asta la care noi discutăm, ei serbează Ramadan. Sfârșitul, o săptămână, două, acolo. Ei țin Ramadan. Într-adevăr, au, prin familie, sunt educați în
timp acesta al religiei musulmane și spre marea mea dezamăgire sunt foarte pătrunși de această de Coran, de religie, în comparație cu ortodoxii care sau să zicem nu neapărat ortodoxii, cu creștinii care în momentul de față nu mai sunt atât de aplicați către de răvnitori. Da. Chiar am avut o experiență, ca să zic așa, mai puțin neplăcută când am trecut în Cehia și ghidul respectiv, deși cehii au sunt foarte cum să spun, foarte lejeri așa în a da autorizații de construcție, la ei sunt toate religiile reprezentate prin catedrale, biserici și așa mai departe, dar mi s-a spus că în momentul de față la ei bisericile, mănăstirile ce au ei catedralele sunt mai mult obiective turistice. Monumente istorice și obiective turistice. Aceasta denotă probabil și această însuflețire și expansiune care există în momentul de față din punct de vedere religios vis-a-vis de cei care propagă ideile Coranului, ideile islamismului, ideile mahometanismului. În completarea a ceea ce a spus domnul comisar Răzvan Drepeanu, că toate cultele, respectiv 18 culte, sunt recunoscute prin Constituție, vreau să vă spun că ele sunt recunoscute legal și prin legea 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Și cultul musulman se bucură de toate drepturile, de toată recunoașterea și mai mult decât atât, se bucură de un sprijin consistent din partea statului, din partea guvernului. Până oară au fost reparate și moschea de la Cernavodă și moschea din Constanța și a fost pus la punct și seminarul musulman de la Cernavodă, ca o școală acolo. Și în alte, acum de curând li s-a atribuit un spațiu, un teren la Domnești pentru a-și construi propriul cimitir cu contribuția instituțiilor statului, respectiv a autorităților locale, primăria de acolo, de la Domnești, a alocat terenul în acest sens. Cu alte cuvinte, între muftiu, muftiat și instituțiile statului, respectiv Guvernul României, Secretariatul de Stat pentru Culte, sunt relații de colaborare foarte bune, adminte, nu sunt probleme, așa încât ei se bucură de toate condițiile legii, de toate drepturile, de, vreau să vă spun că peste tot unde sunt studenți și comunități studențești musulmane, studii puternice, cum ar fi la Timișoara, la Cluj, la Constanța, bineînțeles, au spații de rugăciune special amenajate în instituțiile de profil, în universitățile respective, puse la dispoziție de către conducerea universităților respective, au condiții, au, se bucură de toate drepturile. Cu alte cuvinte, ei nu duc propriu-zis lipsă de spațiu de rugăciune sau de moschee sau de lăcașuri de cult, pentru că au cât le trebuie, nu sunt în minus, ca să spun așa. Asta am vrut să completez. Și la centrul de azil din Colentina au o cameră special amenajată, da, pentru a se putea ruga, pentru a citi Coranul, pentru a-și desfășura. Eu îmi experimentez cu Herțegovina. Nu e bine să o studiem, să vedem în ce constă acest melanj structural în care forțele sunt tendințe de a fi care. Al doilea, dacă se spune că statul ăsta islamic, care e cum e și cum există, nu este islamism, e altceva, nu sunt destui islamiști care să ia măsuri și să pună Coranul și religia în standardele, să-i lăsăm pe ei să-și rezolve. Și în al treilea, ca să completez ideea respectivă, aici nu e vorba, nu că nu au ceva. Ei vor să se
Dezvolte. Aici e depus o întrebare și de dat probabil un răspuns. Pe de altă parte, toate acestea, aici este durerea. Chiar azi citeam un material că în 75% din țările lumii creștini sunt persecutați. Pe doxologia, citat un material în acest sens. Foarte bun. Și toate acestea se întâmplă în condițiile în care, bună oară, în Siria, știți bine ce pățesc creștinii. Cum sunt persecutați și cum acolo asistăm la o mucenicie contemporană continuă, prezentă. Acolo sunt zilnic decapitați sau chinuiți, maltratați creștini din cauza apartenenței lor la Hristos. Lucrul ăsta s-a schimbat și în Egipt, când la putere erau frații musulmani. Noroc că nu mai sunt și că, armata acolo are un cuvânt bine spus. Nu, nu trebuie să, în momentul de față, România este o țară sigură. Nu trebuie să ne temem de... Sigur, nu trebuie vorbi cu patimă, cu date sau alte chestii, pentru că serviciile lucrează, ați văzut, a fost și în presă, cei doi studenți tunisieni care au fost depistați că făceau propagandă statului islamic prin mijloacele internetului și au fost expulzați. Au fost declarați indezirabili și expulzați din România. În momentul de față, România, din punctul meu de vedere, este o țară sigură, o țară controlată și controlabilă. Dar nu se știe în viitor, pentru că dacă vor veni în țară acești 6.000 de studenți, vor veni cu ideile, de acolo fiecare va încerca să facă o propagandă. Adică noi trebuie să fim prudenți, precauți aici. Da, da, exact. Prudență, precauție și acțiune. Pentru că fără acțiune, degeaba putem să ne întâlnim la 100 de adunări catechetice ca aceasta. În momentul în care nu găsim formele cele mai bune, cele mai obiective, cele mai... care să... Și care astea acestea? Asta. Exact. Sunteți strategii, ce vreți să facem? Eu am spus cele trei forme care trebuie să le avem în vedere. Numai că dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, trebuie să mergeți în familie dumneavoastră să discutați acest fenomen, să urmăriți acest fenomen și totodată nu trebuie tratat cu patimă. Trebuie tratat într-o curațiune, cu discernământ, trebuie tratat în mod cerebral. Nu toți musulmanii sunt islamiști din aceștia criminali care vor să ia gâtul creștinilor. Religia musulmană a dat și numeroși învățați, numeroși oameni de știință, numeroși oameni cercetători care au dus la dezvoltarea omenirii. Nu trebuie să băgăm pe toată lumea în aceeași oameni. Trebuie doar să depistăm care dintre cei care se folosesc și speculează Coranul, speculează învățăturile lui Mahomet în nume personal, pentru a-și atinge obiective politice, pentru a-și atinge obiective personale, pentru a-și atinge alt gen de obiective care, în momentul de față, probabil că noi nu le cunoaștem îndeajuns de bine. Numai că ei sunt ca o castă închisă. E foarte greu să înțelegi. Sunt extrem de alunecoși, nu te poți baza întotdeauna pe cuvântul lor și ceea ce am observat în cei 20 de ani de experiență cu lumea arabă este faptul că rare ori își țin cuvântul. Ceea ce este valabil astăzi, peste două ore nu există, iar a doua zi nici nu s-a discutat despre așa ceva. Domnule comisar, dar există în Coran jihadul, secțiunea aceea care e războiul sfânt și le conține niște... Nu. Eu n-am auzit să asta există se în Coran. Presa. Există. Ei au... Bine, acum nu este o, cum să vă spun eu, o informație oficială. Dar ei, în adunările lor, în rugăciunile lor, întotdeauna au considerat religia musulmană superioară religiei creștine. Și mai este așa un zvon cu... Nu știu cum să o cosmetizez un pic. Cine se sacrifică pentru... își dă viața pentru
ideea lor. Au... Da, știu la ce vreți să vă referiți. Au, într-adevăr... E adevărată? Da, da, este... Poate la el, dar nu sunt ușor. Nu zic, nu. Da. Acum câțiva ani de zile, într-adevăr, în, existau, mai ales când existau la putere talibanii din Afganistan. Luau tineri, tineri de regulă fără familie, tineri fără părinți, orfani, care erau școliți în așa zisele școli musulmane, școli islamiste. Ei nu învățau de dimineață până seara decât Coranul și li se mai punea în față câteva, așa zice, versete ale învățaților asta, prin care erau, ca să zic așa, exaltați și îndemnați ca să omoare creștini. Că vor, dacă vor, își vor pune trotiri pe aici, se vor arunca în aer, într-o piață publică unde sunt foarte multe, mulți creștini sau autorități, vor găsi în rai circa 3 virgine care o să îi satisfacă și așa mai departe. Și aceste 3 virgine au, mitul celor 3 virgine a ținut până acum 2-3 ani, când statul islamic s-a folosit în masă de acești tineri, promițându-le familiilor. De asta vedeți și revendicau toate aceste atentate. Da. Dar având în vedere că tineri care să se arunce în aer pentru cauza islamului nu prea mai s-au găsit, atunci ei au pulsat și unul dintre translatorii noștri ne-a informat că deja în școlile islamiste preoților sau cei care propagă religia asta au spus că cei care se vor arunca în aer pentru cauza islamului vor găsi sus 70 de virgine. Am întrebat și eu la rândul meu, da, de ce așa un salt cantitativ? Pentru că deja prea puțin mai credeau în așa ceva. Și atunci, ca să-i determine, să-i motiveze într-un fel sau altul, au pulsat deja de la 3 virgine la 70 de virgine. Bineînțeles, mulți dintre ei n-aveau una pe pământ, dar așa se zice, erai, e puțin probabil. Numai că această îndoctrinare, această prosteală, această inducere în eroare, la ei ține. Pentru că, evident, spre exemplu, în Siria, înainte de a începe războiul, cu un dolar, mâncai de dimineață până seara unde vrei și la ce terasă vrei. În momentul de față, nu-ți ajung nici măcar 100 de dolari să te duci să faci cumpărăturile. Deci, inflația a crescut foarte rău. Și atunci, fiind familii sărace, familii paupere, familii cu mulți copii, cum au de regulă atunci, unii dintre ei, mai ales cei care aveau și anumite handicapuri sau cei care erau foarte îndoctrinați în această religie, din ce ne-au spus și nouă translatorii, pentru că există și filmulețe pe internet, erau îndemnați ca să facă astfel de atrocități, astfel de crime, pentru că era pentru cauza lui Allah. Legat de fanatismul religios al musulmanilor și de îndoctrinarea lor față de creștini, dacă Patriarhia Română a dorit să realizeze pe tărâmul lor o mare catedrală, care credeți dumneavoastră că ar fi părerea lor? Da, și de ce nu ai vrut să acceptăm? Nu, a zis așa că vrea să ne concedeze, să le construiască. Măcar să le dea înapoi din cercile ortodoxe care au fost ale noastre pe teritoriul turc și chiar și Sfânta Sofia. Și a zis că nu lucrează pe Sfânta Sofia. Sfânta Sofia a fost creștină, dar nu a patriarhiei. Nu, dar ce e așa? Care sunt ale noastre? Din informațiile mele, și în Siria și în Irak există, sau cel puțin existau înainte de război, biserici ortodoxe. Din discuțiile pe care le-am avut cu creștinii care s-au refugiat în România și care mulți dintre ei aveau tatuat crucea pe piept, pe mână, asta, într-adevăr pot să spun că chiar credeau în religia creștină și mulți spuneau, dom'le, dacă e să mă sacrific, asta este, eu nu renunț la religia mea. Numai că în momentul de față se produce un fenomen destul de periculos în care chiar și dintre români, mă refer la românce, trec la religia islamistă și prea puțini musulmani
trec la religia creștin-ortodoxă. Cei care trec la religia creștin-ortodoxă, pentru că avem și noi astfel de cazuri când vin cu certificate de botez, vin pentru a-și lua, trec pentru a-și lua viza, pentru a avea un... conjunctură. Sunt chestiuni de conjunctură, nu pentru că ei cred în așa ceva, pentru că au fost descoperiți că cu tot certificatul de botez și așa mai departe, ei își țineau în continuare Ramadanul, nu aveau nicio problemă. Dar ei sunt, pe lângă faptul că cei de bună credință sunt buni comercianți, sunt și buni speculanți. Deci, când este vorba de un interes personal și își fixează un target, ei merg până în a atinge acel target. România, în momentul de față, din punct de vedere al solicitanților de azil, din punct de vedere al refugiaților, nu pot să spun că este o țară de destinație, pentru că nu există o comunitate bine înfilipată, cum există în Marea Britanie, în Belgia, în Franța, în Spania. Dar aceste țări unde au avut loc faimoasele atentate, cum a fost cel din Franța, de la Charlie Hebdo, trebuie să suporte consecințele politicii coloniale. Această politică colonială pe care marile puteri au avut-o în Asia și de unde au extras nenumărate bogății în decursul anilor, în decursul istoriei, acum este ca un bumerang, pentru că cei care au fost asupriți și colonizați se întorc pentru a-și lua bogățiile înapoi din țările dezvoltate și, evident, cel puțin cancelarul german Angela Merkel spunea în trecut la Forumul Democraților Germani că politica de integrare a azilanților, a refugiaților, în special de etnie, de cult musulman, a eșuat în Germania. A eșuat pentru că ei gândesc foarte pragmatic, foarte practic. Ei gândesc pe interesul lor și se folosesc de această religie pentru interesele lor personale. Ca să poți să îi asimilezi, este foarte greu. Este foarte greu, pentru că și noi românii și nemții, natalitatea este scăzută, ei fac foarte mulți copii, sunt foarte puțini care trec de la religia musulmană la religia catolică, ortodoxă și așa mai departe. Și toți băieții sunt trecuți. Exact. Sunt... Sunt și îi urmăresc în timp. Chiar dacă mamele lor au divorțat și au păstrat copiii, stau cu ochii pe părinților, nu e mai nevoie să le căsătorească. Deci îi impune, dacă te recăsătorești, până ce au timp, o să întâmple ceva, așa, și de frică nu mai fac. Și copiii sunt urmăriți și, mai ales, băieții sunt atrași de partea lor. Fetele mai sunt, dar băieții totdeauna să fie la urmă. Era un, ca să vă dau un exemplu, era un reportaj de Al Jazeera cu un imam. Un imam în care îi se cerea să explice de ce trebuie să moară atâția copii în atentate, să își pună trotil pe ei ca să se arunce în aer să... Și de ce e asta? Pentru că asta, așa spune Coranul și așa trebuie să se întâmple pentru cauza lui Mahomet și așa mai departe. Și atunci reportul respectiv a spus, dar copiii dumneavoastră, unde sunt în momentul de față? Păi unul este la Cambridge, altul este la Yale, altul este la Oxford, altul... Păi bine, dar dacă dumneavoastră îi învățați pe cei care... Și pune trotile. Și pune trotile. De ce nu faceți așa cu unul dintre copiii dumneavoastră? Nu se poate lucrul ăsta, pentru că copiii mei trebuie să urmeze învățăturile mele și să-mi ia mie loc. Și trebuie școliți în noutățile în bombă. Da, nu știi să se acolo unde nu există civilizație, acolo unde nu există educație, acolo unde nu există cultură, acolo unde... Mi-a spus, apropo, mi-a spus cum preferă... Nu există informație. Femei, soție, destul de slab pregătite, din punct de vedere intelectual, pentru a le putea domina, mai spus, da, de regulă, majoritatea soțiilor musulmanilor sunt casnice. Da, ei sunt făcute pentru procreere, nu își doresc neapărat soții
cu studii educație. Pentru că, de regulă, cele care, într-adevăr, au o educație, au o profesie, au o instrucție, au o meserie, sunt mai greu de manipulat. Pe când așa, fiind casnice, evident, ce zice soțul, aia este. Ele nu au alte soluții. Numai că avem numeroase familii care sunt venite în momentul de față din Siria, cu obiceiurile și tradițiile de la ei, iar există cazuri în care, atunci când au ajuns în România, soților, văzând această atmosferă, să zicem, europeană, occidentală, o largheție, o libertinism, evident, au divorțat sau le-au abandonat pentru a se căsători cu românce. Nu este mai puțin adevărat că și româncele, la rândul lor, unele au acceptat să se căsătorească cu ei, știind că ei, în țările lor de origine, mai au și alte soții, dar puterea banului, influențele și, ca să zic așa, materiale financiare au fost cele care au primat într-o astfel de relație. Vreau să reiterez faptul că nu trebuie să băgăm toți musulmanii în aceeași oală. Cum am mai spus și mă repet, există musulmani și musulmani. Și eu am prieteni care mi-am făcut în decursul timpului, tocmai pentru a înțelege, pentru a înțelege mai bine, pentru a înțelege psihologia lor de viață, pentru a putea să comunic mai bine. Însă, de multe ori, aveam surprize la interviu când spuneam, chiar ei înșiși recunoșteau că ei nu au prieteni arabi, pentru că arabii sunt mincinoși, sunt hoți, sunt parșivi, sunt ipocriți și așa mai departe. Și când ieșeam afară unde stăteau la o țigară, evident că erau tot în comunitatea lor și erau foarte bine dispuși și totul este în regulă. De asta există, așa cum am văzut eu, o dedublare de personalitate feroce. Așa cum nu există la creștini. Sau nu ar trebui să existe. Nu ar trebui să existe. La ei, cuvântul dat este până aici pe ușa afară și nici măcar atât. Mergeam, ca să vă mai dau așa câteva exemple edificatoare, când lucram pe control înainte cu cei de la investigații economice, de la garda financiară, să verificăm vizele, pașapoartele, validitatea lor, dacă sunt în regulă. Și controlul se desfășura la aceste firme unde patronii erau cetățenii arabi. În biroul lor găseam de fiecare dată tablouri cu versete din Coran. Foarte frumos, înrămate, și întrebam, domnule, dar spuneți-ne și nouă ce scrie acolo. Și începeam să ne explice. Să-ți iubești familia, să iubești pe tatăl tău, pe mama ta, să nu furi, să nu minți, să nu înșeri, să nu faci asta. Exact ceea ce scrie și la Biblie, la un moment dat. În decalog. Exact. În momentul în care deschideam actele firmei, evaziune fiscală cât cuprinde, lipsa vizelor, foarte, foarte multe nereguli. Și am întrebat, care, uite, ai niște probleme, dar ceea ce scrie aici, cu ce e acolo? Așa ne cere religia, așa face. Așa de bine. N-avea nicio legătură viața reală cu cea spirituală. Și atunci mi-am dat seama că această dedublare există pe tot arealul și pe toate spațiile, pentru că dacă n-ar fi fost așa, nu ar fi venit cu $100 în buzunar, după Revoluția din România, să-și facă firme aici, și unii dintre ei au plecat cu fabrici, cu uzine, cu mașini, cu vile. E adevărat că acum așa a fost soarta. Cei mai mulți au fost sirieni și și-au deschis anumite afaceri în Alep, în Homs, în Hama, vestitele orașe industriale din Siria. Și după ce au fost devastate de război, ei s-au întors la fel cum au venit, numai că într-o altă realitate a României, unde, într-adevăr, organele cu abilitatea ale statului sunt mult mai puternice, mult mai determinate, legile sunt mai stricte,
au întâlnit o altă realitate, s-au trezit la o altă realitate și mulți dintre ei pleacă în altă parte. Se reorientează, evident, pentru că cele mai mari afaceri se fac în ape tulburi, ca să zic așa, nu unde legislația este foarte bine pusă la punct și în momentul de față compromisuri nu mai există sau unde există, există, ca să zic așa, la un nivel destul de scăzut. A înțelege lumea arabă nu este foarte ușor. A înțelege pe arabi nu este deloc ușor. Dar sunt printre noi, sunt cu noi, trebuie să conviețuim cu ei și fiecare trebuie să știe care este rolul său, care este menirea sa. Nu trebuie să ne gândim vreodată să le schimbăm atitudinea față de stat sau atitudinea față de religie sau atitudinea asta, pentru că nu se vor schimba niciodată. Ei au multe targeturi pe care trebuie să ci le îndeplinească și mai devreme sau mai târziu le vor duce la bun sfârșit. Ceea ce nu am văzut, aceeași determinare, aceeași ambiție, aceeași motivare la creștini. Probabil că greutățile din țara lor i-a determinat și războaiele permanente i-a determinat să se descurce, să găsească permanent soluții de adaptare. Dar aceasta e viața. Cei care se adaptează supraviețuiesc, cei care nu găsesc alte forme de a își duce la îndeplinire obiectivele. Într-o discuție, părintele Nicolae Tănase, apropo, vă invităm cu mare drag sâmbătă, pe cei care vreți și puteți, la orele 14, la Valea Culoprului, la Valea Screzii, la spectacolul pe care copiii de acolo îl vor da și cu prilejul sfârșitului de an școlar, totodată vor juca o piesă de teatru adaptată și tradusă, Candela, adaptare și traducere după o piesă rusească, piesă creștină, ortodoxă. Vor avea mai multe momente, mai multe etape în spectacol, așa, și ne-am bucurat dacă ați putea veni. Noi am fost acolo de mai multe ori, colaborăm cu ei acolo, îi ajutăm cu tot ce se poate. Deci cei care vreți și puteți să mergem sâmbătă, să veniți acolo la orele 14, vă așteptăm cu mare drag. Să vedeți ce au reușit să facă copiii aceia acolo. În două luni, de două luni se tot pregătesc. Ne-am bucurat și de concursul unor oameni de specialitate, scenografi, scenariști, profesori, antrenori, au și un program de karate, de mai multe lucruri foarte frumoase, pentru că acolo sunt copii 400 la număr aproape și trebuie puși la treabă, că sunt între ei copii foarte talentați și cu niște reale potențe. Ei, într-o discuție cu părintele Nicolae Tănase, scuză-mă, ca să gândesc mai bine la ce ai spus, să știți că merită ieșirea și pentru decorul de acolo, care este un spațiu feric. Adică, e ca un sejur la iarbă verde, frumos, se ținte sute de bucurie, schimbi aerul București la Nicolae și e mai prospătat. Adică nu puteți ține cont de cele două elemente. Părintele Nicolae Tănase spunea că Brâncoveanu, între altele, sau mai ales, a fost ucis pentru că în timpul lui, în țara românească, a crescut exponențial numărul populației, demografia. S-a dezvoltat demografic țara românească, pentru că în perioada lui, fiind o perioadă de domnie liniștită, s-a instaurat o prosperitate, o dezvoltare economică și lucrul acesta a ajutat și a contribuit la creșterea demografică a populației țării românești. Și pentru musulmani, pentru turci, pentru un alta parte, lucrul acesta, printre alte lucruri bune făcute de Brâncoveanu, sigur că era un aspect incomod. Și cred lucrul acesta, părintele Tănase are niște argumente foarte solide când face aceste afirmații. De aceea, vedeți, noi putem învăța de la ei, din faptele lor, că au cultul familiei, cel puțin își doresc procreerea, își doresc nașterea și creșterea de copii. Adică, dacă noi vom crește demografic, dacă noi ne vom dezvolta din punctul acesta de vedere, sigur că se va crea un echilibru sau o contracarare a întregului
acestui, a acestui fenomen. Pentru că el și din acest punct de vedere s-a putut dezvolta în Franța, bună oară, unde creșterea demografică este una scăzută. Între altele, vreau să salutăm prezența în mijlocul nostru, că tot am vorbit de piese de teatru, de ce se va întâmpla la Valea Procului, a domnului Tomi Cristin, actor, mărturisitor creștin, proaspăt licențiat în teologie, îl felicităm. Știm că joacă piese religioase creștine, este un mărturisitor. Mă bucur că a venit, că au putut ajunge și îl mai așteptăm în mijlocul nostru, ba chiar vreau aici în public să îl provoc, l-am invitat în toamnă la o întâlnire, pentru că noi aici organizăm întâlniri nu numai cu preoți. Am organizat și cu actori, cu artiști, cu profesori, cu ingineri, cu medici, cu psihologi, cu domnul doctor Pavel Chirilă, cu Costion Nicolescu, cu alți profesori. Și de aceea vreau cu Corneliu Constantin Ciomâzgă, scriitorul Corneliu Constantin Ciomâzgă și cu alții, de aceea în public vă fac această invitație, ca în toamnă, sigur vom ține legătura, să veniți fie să ne vorbiți, fie să ne recitați ceva creștin din piesele dumneavoastră sau din poezia creștină sau sigur că mă bucur mult că ați venit, e un prim contact și sigur vă mai așteptăm în mijlocul nostru. Mai vreau întrebări. Aș vrea să întreb. Patriarhia știe, are cunoștințe? Pentru construirea moschei? Nu este... Eu hotărât țara mea. Nu este la latitudinea patriarhiei, să te cunosc eu. Din informațiile mele, aceasta fiind o temă națională, ca să zic așa, evident, acest subiect trebuia despătut în CSAT sau trebuia măcar la nivelul orașului București să există o dezbatere publică sau eventual un referendum în acest sens. Pentru ca populația să fie întrebată ce opinii are vis-a-vis de asta. Numai că știm că populația României este creștin-ortodoxă, probabil că cineva s-a gândit de o reacție de respingere. Și ar fi riscant ca să aflăm că, dincolo de toleranța noastră obișnuită și cunoscută, dincolo de prietenia pe care o acordăm celorlalte naționalități, dincolo de... Aici mai trebuie evocat sau invocat actul de suzeranitate, protocolul de suzeranitate, dintre Mircea cel Bătrân, domnitorul Mircea cel Bătrân și Nanta Coartă, în care, printre altele, el precizează că se va achita de toate obligațiile față de Nanta Coartă, tributul respectiv. Tot tributul și tot ce va plăti totul la timp și așa a fost. Cu condiția ca pe teritoriul țării românești a Munteniei niciodată să nu fie construită o moschee. Lucru împlinit. A fost la Giurgiu și la Brăila, unde au fost raiale. Dar niciodată în interiorul țării românești, a Munteniei, nu s-a construit o moschee, câtă vreme au fost acești domnitori, ca Mircea cel Bătrân, ca Mihai Viteazul, ca Constantin Brâncoveanu, nu știu ce mai ce s-a. Există acest acord, istoricele invocă, Academicianul Darby Day face trimitere la el, există acest acord, acest tratat de suzeranitate cu această clauză inclusă. Păi da, dar domnul comisar spunea că arabii nu s-au simțit. Nu, niciodată. Este doar o chestie. Da, am fost în Egipt, am fost în Tunisia. De ce vă spun, mă întreb, și eu am fost în Siria. Și eu am fost în Siria. Și am avut prieteni și am încă prieteni. Nu trebuie să amestecăm arabii cu islamismul musulman, cu fanaticii și cu fanatismul religios. E altceva. Vreau să vă spun o singură chestie. Față de noi, când este la ei sărbătoarea
de se închină, la ora 5 când a pus soarele, se dădea jos din mașină pe un preș și făcea rugăciunea, o oră după ce făcea rugăciunea și continua mai departe. Vreau să spun că vedeți, sunt un fanatism religios extraordinar. Nu neapărat fanatism. Nu, nu, aceștia nu sunt fanatici. Asta nu, face parte din rânduiala zilei de rugăciune. De rugăciune. De rugăciune. Cele ce momente. Deci am rămas foarte plăcut. Radical și fanatici da. Sunt cei care, plăcut, în numele războiului sfânt, jihadului, prevăzându-se de Coran, omoară. Seara înainte de culcare își fac crucea. Aceștia sunt practicanți. Ei au mai multe etape ale zilei în care... Aceștia sunt practicanți religioși. Muezinul din... Când sună Muezinul, toată lumea era... Domnul Cumbar, și noi avem cele șapte lauri. Deci, și noi avem rugăciunile de dimineață. Eu am treaba, azi mă duc cu voi, mâine mă duc cu nu știu ce, fac treabă, Aici, domnul Gheorghiț, aici trebuie să învățăm de la ei. Repet, astea sunt, este pravila lor de rugăciune zilnică, pe care și noi trebuie să o avem. Și și noi putem să o împlinim, că și noi avem cele șapte lauri, avem rugăciuni de dimineață, de seară, înainte, după masă. Deci ăștia sunt practicanți religioși. Cinste lor, pe mine m-a impresionat când i-am văzut făcând acest lucru. Fanaticii sunt radicali. Tot la ceva. Radu. Mai tare, Radu. O să vă fără practice. Mă duc, am un problemă cu urechea, nu dau seama cât de tare vorbesc. Așa. Deci ce vreau să vă spun eu următorul lucru. Singura noastră soluție de a rezista în fața tuturor acestor valuri, indiferent că sunt de islamism, de secularism, de ce vreți, satanism până la urmă, așa este întărirea noastră în credință. Deci asta este singura soluție. Problema este că, din păcate, deși noi, la fel ca și celelalte state europene, deci alunecăm, iertați-mă, ușor, ușor, așa, ne revendicăm ca fiind ortodoxi atâția, dar rămânem, ca să spun așa, la nivelul botezului, la nivelul promisiunii, la nivelul... dacă noi nu reușim, ca să spunem așa, de să împlinim lucrurile astea, evident, și noi vom păți, la fel, uitați-mă, cum pățesc și ceilalți. Șansa noastră, ca creștini ortodoxi, și șansa acestui popor român... Se aude mâine, vede. Știți cum este aici? Una este să fii ascultat, alta este să fii auzit. Una e să fie auzit, alta e să fie ascultat. Vom fi ascultați în momentul în care ne vom trăi cu adevărat credința. Să știți, în momentul acela vom fi și ascultați, nu mai auziți. Problema este următoarea. Sunt absolut convins că acest popor, așa cum este, dacă noi am procedat, să zicem așa, adică am fi niște creștini practicați, mai mulți, nu putem să spunem că toți, nu vom fi niciodată toți, categoric. Da, dar oricum să fim mai mulți. În momentul acela, în momentul în care vom spune nu suntem de acord cu o moschee în România, sunt absolut convins că nu numai autoritățile vor asculta, chiar și musulmanii vor înțelege de ce noi acceptăm pe ei. Sunt convins de lucrul ăsta. Problema este noi să nu ajungem în situația aceea, iertați-mă, pot să spun, tragică în care sunt francezii, în care ei consideră că ceea ce fac și de urmare s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Paris cu atentatul acela este ceva absolut firesc și o comportare normală. Deci, din păcate, vedeți anumite popoare, între ghilimele creștine la origine, îmi pare rău că trebuie să spun lucrul ăsta, din păcate nu mai înțeleg ce înseamnă aceea o comportare creștină. Deci, în momentul în care noi nu mai avem nici măcar o rămășiță de comportare creștină, în momentul acela, bineînțeles că și musulmanii nu ne vor respecta și atunci vor proceda la fel ca în alte părți. Nu vreau să dau exemple acum, din păcate. Corect, ai dreptate. Da, eu am... Dar în momentul în care vor observa că noi doar vrem să respectăm credința și nu să-i jignim pe ei, atât. Deci dorim să respectăm credința, respectându-și pe ei ca pe aproapele nostru, da? Deci, uitați-mă, Pinga Samantarii de Sfântul e foarte clar. Cum să vă spun, el s-a mai tăiat milosiv, nu era poporul evreu, adică, cum să spun, deci, a fost o iubire dezinteresată. Deci în momentul în care și noi vom proceda la fel și noi vom disprețui, atunci ne vom respecta punctul de vedere. Câtă vreme îi disprețuim sau poate și mai rău, atunci bineînțeles că situația va deveni conflictuală. Haideți să vă dau un exemplu, că așa discutăm teorii și teoriile de multe. Nu, dar ce a spus Radu este cu aplicare concretă. Eu mă refer la ceea ce se întâmplă în zilele noastre, vis-a-vis de Franța. Acolo, după atentatele de la Charlie Hebdo,
A existat o solidaritate deosebită la care nici măcar musulmanii nu s-ar fi așteptat, o solidaritate a liderilor europeni, dar a fost o solidaritate în urma unui eveniment. O solidaritate, eu îi spun temporară sau conjuncturală. De moment. Solidaritatea din lumea arabă este permanentă. Expansiunea islamismului este continuă. Ei nu respectă decât o țară puternică, un om puternic. Putem vedea la ei faptul că sunt consecvenți. Sunt foarte consecvenți și sunt, cum să spun eu, sunt tipicari. Își urmăresc cu asiduitate interesul. De ce nu atacă Dubaiul, Emiratele Arabe, unde explozia de lux și bunăstare și bogăție? De ce? De cum de-au reușit să discutăm, cred că ați urmărit... Păi Dubai nu-i critică pe ei, nu-i nu le face în tot felul de ziare și poate joc pe Mohamed. Nu. E vorba de putere. E vorba de putere. Ați văzut acum câteva luni de zile respectiva femeie musulmană îmbrăcată în negru care au fost-o pe american ca aceea într-o toaletă din asta. Poliția și securitatea din Emiratele Arabe Unite în patru zile a descoperit cine e acea femeie. Cum să descoperi o femeie îmbrăcată în negru din cap până în picioare? Cine știa cine este sub acele văluri, sub vălul ăla islamic? Vedeți? Deci ei au sisteme acestea de securitate. Poliția lor foarte bine organizate, sunt foarte bine informate. Un stat puternic a putut să descopere așa ceva. Eu vă garantez că aici în România ar fi fost foarte greu. Sau într-un alt stat european. Nu știu, am înțeles că a fost numărul la mașină totuși care a fost. Sunt câteva indicii, dar faptul că au descoperit-o atât de rapid și s-au luat măsuri rapide, înseamnă că este un stat puternic. Avem foarte multe, sau au fost într-un timp, foarte multe decizii ale instanțelor turcești față de turcii de etnie kurdă care au făcut diferite atentate pe teritoriul Turciei. Dacă astăzi judecătoria de la Istanbul sau de la Ankara a dat o decizie de condamnare la închisoare a unui turc și turcul se află pe teritoriul României, 48 de ore a venit sentința în România, s-a pus în procedură accelerată și turcul a fost împachetat și trimis la Turcia. Acestea sunt niște convenții bilaterale pe care statul român le are cu Turcia privind de expulzarea cetățenilor cu probleme. Dar de cele mai multe ori aceste convenții bilaterale se aplică unilateral. Pentru că nu știu dacă România ar cere expulzarea unui român cu probleme aici din Turcia și dacă turcii s-ar mișca atât de repede. Deci faptul că în 48 de ore un cetățean turc este împachetat și trimis înapoi în Turcia arată puterea acelui statului turc, arată puterea autorităților, arată relațiile în care sunt. Deci aici noi trebuie să ne gândim, pentru că arabii sunt foarte alunecoși, nu se țin de cuvânt, sunt și dintre cei de bună credință care au anumită educație, sunt educați în vestul Europei, în Occident, care, într-adevăr, desfășoară activități și comerciale cinstite, mă rog, sau la limită așa, dar cei mai mulți vin doar să se îmbogățească. Știți, ați văzut, sunt publice cazurile de evaziune fiscală care se întâmplă și la societățile comerciale, atât turcești, cât și arabe și mai departe. Deci, așa cum spunea domnul consilier Bomboș, sunt anumite elemente de la care avem de învățat. Pentru a fi un stat puternic, pentru a fi un stat respectat în lume, și pentru a avea un cuvânt de spus. Câtă vreme ești la masa negocierilor o furnicuță, nu poți avea prea mari pretenții. Dar dacă ei respectă foarte mult puterea, respectă foarte mult autoritatea. Și am să vă dau un alt exemplu concret. Îi chemăm la interviuri. În cadrul procedurii de azil au loc două interviuri. Un interviu preliminar, prin care se determină statul membru responsabil în cazul în care au mai fost prin Europa, declinăm dosarul către statul respectiv,
sau de la caz la caz rămân pe teritoriul României și interviu propriu-zis. Unii dintre ei, mai ales cetățenii sirieni, care știu că oricum obțin o formă de protecție în România datorită problemelor din Siria și a conflictului armat de acolo, îi chemăm la 9, vin pe la 12, 1, că n-au știut, că n-au putut să ajungă, că au fost bolnavi, că vari și vari scuze. Bineînțeles, noi știm care sunt scuzele, că dacă sunt oameni de afaceri, normal s-a dus mai întâi să-și facă afacerea în Europa, în Dorali, în Dragonul Roșu, după ce și-a închis propriile acolo, s-a gândit și el că are un interviu la refugiați. Și atunci trebuie să adopți metodele lor. Și eu, de multe ori, când întârzi la interviu sau vin a doua, îi întreb, dacă tu, Mahomed, ai fi fost, ai fi primit o citație din partea autorităților de la Damasc, ca la ora 9 să te prezinti la un interviu la secția de poliție 12, erai la ora 6 acolo? Păi eram cu o seară înainte. Toți mi-au dat acel răspuns. În momentul când mi-am pus această întrebare și mi-au zis, eram cu 3 ore înainte, eram cu o seară înainte, pentru că odată intrat acolo în secție, nu se știa dacă mai ieșea, nu am avut altă replică. De aceea, ca să putem fi respectați, ca autoritatea să existe și ca noi, la rândul nostru, să-i respectăm pe ei și să le oferim condițiile pentru a locui legal și legal în România, trebuie să existe un respect reciproc. Un respect reciproc bazat, în primul rând, pe autoritate. Cred că și o legislație. Și nu credeți exact că aceste condiții ar trebui inaspite din partea statului român? Da, în momentul de față, eu am mai spus și cu alte ocazii, legile în România sunt permisive și ambigue. Bine, au fost lăsate mici cu probleme de politică aici, pentru că nu ne-am strâns aici să facem politică. Dar fără înăsprirea legislației, dar ținând cont și de acquis comunitar, de acquis european, pentru că nu putem să fim noi diferiți, suntem un stat membru al Uniunii Europene și trebuie să respectăm și să transpunem legislația europeană în legislația românească. Însă, înainte de a fi europeni, suntem români. Sau cum spunea și Lucrețiu Pătrășcan, înainte de a fi comunist, sunt român. Aceasta este adevărul. Numai că astea trebuiesc analizate la un anumit nivel, la un nivel decizional, în care să se strângă cei care lucrează efectiv și cei care știu practic în acest domeniu, să spună unde și ce trebuie schimbat. Pentru că, așa cum știți și cred că s-a spus și în mass media, România a fost de acord să preia din Grecia și din Italia un număr de 1700 de solicitanți de azil sau prin relocare cei care au obținut o formă de protecție în țările dezvoltate. 1700 este mult pentru posibilitățile României, pentru că, efectiv, în momentul de față, nu cred că avem logistica necesară pentru a putea stăpâni acest fenomen. Bine, ei vor fi aduși în tranșe, de către 50-100. Dar, pe de altă parte, așa cum arată statisticile, România fiind o haltă pentru cei din lumea arabă care doresc să ajungă în țările civilizate, în țările dezvoltate, unde există comunități mari de arabi. Țară de tranzit. Da, în mod de față, din estimările noastre, România încă este o țară de tranzit, mai rămân pe aici cei care au avut de asta. Dar, spre exemplu, cei din Pakistan, din Bangladesh, toți tind să meargă către Marea Britanie, către Londra, unde există comunități, rude, prieteni acolo. Cei din țările maghrebiene, Maroc, Algeria, Tunisia, merg către Franța, către Belgia, către Olanda. Deci, prea puțini rămân dintre cei care tranzitează România în România. Pe de o parte, ținând cont de faptul că, în momentul de față, organele noastre de control sunt foarte stricte și au început să intre, ca să zic așa, să facă controle puternice la societățile comerciale, să scoată la lumină această evaziune fiscală, acest cancer al societății, al economiei, pentru că dacă aceste măsuri care s-au luat acum și cu prin restructurarea gărzii financiare, respectiv direcția antifraudă, și prin DNA se luau în anul 2010,
Probabil că românii n-ar mai fi trebuit ca să suporte tăririle acelea de salarii de 25%, indexarea pensiilor, etc. Dar v-am spus, unele dintre aceste aspecte țin de latura politică, care nu doresc să fie discutată aici și nu ține de noi soluții există. Soluții există, numai că soluțiile sunt la factorii de decizie. Iar factorii de decizie trebuie să transpună, în primul și în primul rând, legislația europeană. Mă refer în special, ca un exemplu, la Suedia. Suedia este o țară etalon a Uniunii Europene, o țară în care evaziunea fiscală aproape că nu există, în care cetățenii sunt foarte atenți cu bugetul statului. În Suedia, dacă ți-ai cumpărat, ca un exemplu, o mașină mai luxoasă, fiscul vine în 2-3 zile să te întrebe de unde ai bani să-ți cumperi mașina sau de unde ai bani să achizi ratele. În Suedia, dacă vecinul vede că vecinul și-a luat o casă mai asta, întotdeauna anunță autoritățile care vin să verifice, să controleze. În momentul de față mai este de lucrat, dar este și o chestie de civilizație, de cultură, pentru că am prieteni care fac afaceri în Suedia și suedezul pune pe primul plan bugetul de stat și pe al doilea plan bugetul și personal. Pe ca un exemplu, patronul de la IKEA circulă cu mijloace de transport în comun și are vreo 70-80 de ani și este un om foarte, foarte modest. Este o... Chiar dacă Suedia este o țară, o monarhie constituțională, sistemul acesta social și al asigurărilor sociale este foarte, foarte bine pus la punct. Eu cred că Suedia poate fi un model și pentru implementarea în România a legislației europene. E o monarhie. Da, este foarte adevărat. Este o monarhie, dar trebuie să ne gândim, fără a fi părtinitori, că totuși țările cele mai civilizate din Europa sunt monarhii. Acolo regina, dar nu spune de țara mea. Țara noastră. E vorba și de pregătirea și de educația care o au și de nivelul de trai, de civilizație. Dragoș, mai puțin, vorbește unul, treabă unul, răspunde unul. Dragoș. Există demersuri legale pe care cetățenii români pot ridica această construcție? Demersurile legale, în momentul de față, pe care poporul le are la îndemână, sunt manifestările publice, opiniile personale pe site-urile de socializare, pentru că fiecare bănuiesc are Facebook, care diferite mijloace de deja comunicare virtuală, prin mass media. Să zicem, trebuie să existe până la urmă o solidaritate, indiferent de opiniile noastre politice, personale și așa mai departe, pentru că, până la urmă, înțelegerea nu presupune a se uita unul la celălalt, ci împreună în aceeași direcție. Către un țel comun. În spate, acolo, am văzut pe cine... Da. De Suedia vreau să mai amintesc ceva. Ei au eradicat sărăcia, în primul rând. Deci nu au lege. Din 50 ceva am înțeles că nu mai există lege pentru sărăcii, că nu există. Când a venit acum valul ăsta de minoritari, majoritarii noștri, cum să le zicem. Țigani? Rom. Țigani. Și nu există un concert. Un pui de rom cu puradei acolo, că ea copil. Deci nu e un pui, un copil de țigan, pentru că ești foarte bine pusă la fum. Și imediat l-a luat statul și le... Deci în Suedia nu există copil de țigan pe stradă la Ceșii sau? Sau? Nu există ce. Da, dar în fenomenul ăsta. În Suedia, dacă te-a prins lucrând fără carte de muncă, te-a prins lucrând la negru, dacă ești trăit, te expulzează 48 de ore. Așa de bine. Dacă ești conațional de-al lor, primești niște amenzi care nu-ți permiți ca să mai lucrezi altă dată la negru. Nu cunosc atât de bine Norvegia, dar din ce știu, cred că trebuie să fie simțit să nu lucrezi cu carte de muncă, cu carte de muncă, că au venit peste media lumii, Norvegia. Nu? E o expansiune economică la ei din cauza că au descoperit petrol. Sunt anumite categorii defavorizate, cum sunt persoanele cu dezabilități, cei orfanii,
care au nevoie de aceste ajutoare sociale și statul, prin Constituție, orice Constituție din Europa, le acordă anumite beneficii, anumite ajutoare și e normal să fie așa. Pentru că dacă omul are o mână în aur, picior, nu poți să-l trimiți să muncească. Legea, în ceea ce privește ajutoarele astea sociale, probabil că este bine făcută, dar aplicarea ei, de multe ori, lasă de dorit. Pentru că trebuie verificate, trebuie eliminate corupția, trebuie eliminate o serie întreagă de racile care țin de aspecte, să zicem, mai puțin ortodoxe. Și totuși se pare că țările nordice cât de bine au pus la punct legislația, s-au infiltrat acești subiectul nostru de astăzi și toată partea masculină, așa cum au ei tendința să o canalizeze puternic spre Coran, au pătruns în sistemele lor de conducere economică, locală, politică, se pare că au totuși probleme cu islamul. Dar la nivel de idee, de... Pe de-o parte, au fost și la rândul lor mult prea permisivi. Exact. Sau surdeze, asta nu știu cum, pentru că la un moment dat ei au fost ajutați în dezvoltarea societății. Nemții, francezii, italienii acceptă cu greu anumite munci. Munci joase, munci... Considerate de ei, dar... Nu acceptă orice fel de muncă și atunci musulmanii au acceptat orice. Și fac orice muncă. Din cauza asta... Da, munci mai... Hai să-ți spunem rușinoasă. Evident, ei sunt obișnuiți din țările lor natale să muncească și atunci lor, până la un anumit punct, le-a convenit. Dar în momentul în care ruși și-au dat seama că nu pot să integreze, așa cum am precizat mai devreme, însăși cancelarul german la Forumul Democraților Germani de anul trecut a recunoscut că politica de integrare a refugiaților, a musulmanilor, a azilanților a eșuat în Germania. Acum că vor găsi alte soluții, alte vor schimba legislația, cu siguranță că lucrul acesta se va întâmpla. Numai că trebuie ținut cont de faptul că și Germania, și Suedia, și Norvegia sunt țări membre ale Uniunii Europene, legile se fac în cadrul comunității europene, în cadrul Consiliului Europei, deci posibilitatea aceasta de schimbare este puțin mai greoaie. Revenind la subiectul nostru, nu este oare mai periculos faptul că s-a acceptat tacit aprobarea asta, sau nu știu cum să o numesc, a unei moschei pe teritoriul țării, decât dacă s-ar fi supus unui referendum, nu acum s-ar putea să-i spunească. Dar cineva? Cum? Acceptarea asta tacită... Băi, a politicului, nu despre asta vorbim. N-am aflat mult prea târziu. Băi, nu, dar nu e mai periculos, nu asta, nu o să ducă, nu o să dea naștere la frământări de stradă, de exemplu, decât dacă s-ar fi organizat un referendum. Asta nu e treaba unor servicii speciale să informeze și să inducă politicului ceea ce trebuie să facă, pașii urmați, exact, care să-i urmeze. Pentru că acum mi se pare mult mai periculos. Lumea nu se descarcă numai pe Facebook. Asta e un debușeu spre avantajul nostru, că numai să lumea în stradă să spargă vitrine și să cădem în latura cealaltă. Dar se poate întâmpla să știe să mă întreb. Dau un citat din fostul președinte american, John Fitzgerald Kennedy. În viață nu există prieteni permanenți, așa cum nu există nici dușmani permanenți. Permanente sunt doar interesele. Trebuie să ne gândim ce interese au fost pentru a se da această hotărâre de guvernul 372. Dar v-am spus și mă repet, nu doresc să fac politică aici. Da. Și să vedem dacă în spatele acestor interese... Nu, mă referam numai la fenomenul social, adică lumea poate ieși în stradă, nu e vorba de politică. Că nu ies împotriva lucrătoare sau lucrătoare. Pur și simplu, nu am ce... Numai puțin, să nu devine discuția, numai puțin, că mai sunt care vor să întrebe, vă rog. Vreau să vă întreb, având în expertiza dumneavoastră, tocmai ceea ce spuneați, aveți destul de constatări în spate, astfel încât să puteți să faceți o notă de fundamentare, să aduceți la cunoștința celor în drept, să ia,
să iau o decizie și să schimbați și legislația, apropo de ea, că e permisivă, și aveți și posibilitatea să le arătați colegilor noștri, o să spun noștri, da, care sunt despre pericolele cu ghilimele, da, pe care la nivelul meu profesional și de activitate aplicăm legile, nu facem legile. Dar puteți să faceți propuneri, puteți să faceți notele fundamentale. Da, este foarte adevărat. Instituția dumneavoastră trebuie să facă asta. În baza ceea ce întâlniți în activitatea de zi cu zi, trebuie să trageți semnale de alarmă. Faceți o notă de fundamentale, faceți o analiză cum prezentați și în măsură să ia decizii. Știți bine asta? Încercați și noastră de acolo, din interior, să lucrurile astea au fost discutate. Nu discutate. Da? Suntem plini de discuții. Da, este foarte ajungem. Ca în poenă, eu când rupe filmul, nu facem nimic. Unde atunci creează domnul, atunci când s-a de decizie. Nu trebuie să fie factor de decizie, la nivelul instituției. Atunci când s-a elaborat această formă, nu am fost informat. Sunt aici, știu și eu ce mă fiți, știu și când ce făceau la ori, știți că domnul Codoi a mâncat împreună la anumite ordine, deci ce de-aia vă spun. Poate că ne-am și văzut, nu mai e important. Ideea este că aveți posibilitatea să le puneți chiar acum, cap la cap, și să le aduceți la cunoștința șefilor noastre. Știți cum se face analizele la puncte tari, puncte slabe, semnale de alarmă, trebuie să o facem din interior, nu cu șefii noastre. Da. Ce e problema? Sunt colegii de la SRI, sunt cei de la terorism, de la voi. Domnule, vă gândiți că... Da, aici trebuie stabilită o masă rotundă și, în principal, este datoria... Concret. Totul scris. Pe bază de informații, eu pot să discut doar la nivelul de constatări pe obiectul meu de activitate. Dar vis-a-vis de informații, cred că serviciile de informații sunt mult mai în măsură, pentru că ele sunt cele care informează primul ministru, ele sunt cele care informează președintele, nu ministrul de interne. Noi, fiecare. Ce constat eu, văzând ce fac arabii, cum fac... Eu am adus la cunoștință toate aceste aspecte. Scris, notele fundamentale, uitați, să fac niște semnale de alarmă, să fac analize, strategii, să fac... Dar știți care este răspunsul? Tu nu e la... Trebuie să reveniți să vorbim. Luați-o pe recomandare. Recomandare. Întrebare în spate. Numai puțin, numai puțin. De ce lăsăm problema asta și străzit? Vă rog. Din ce an este proiectul? Adică, înțeleg că e hotărârea... Martie 2015. E vorba de hotărârea de guvern 373 din martie 2015. Până la hotărâre s-a discutat. Nu s-a pus în dezbatere. Din câte din informațiile pe care le-am, nu s-a pus în dezbatere publică. Probabil, la vremea respectivă, nu s-a considerat o problemă de interes național. Dar nu s-a dorit. Domnul doctor, ți-ați întrebat? De ce lăsați această problemă străzi? Dar nu lasă domnul Bredea. Dacă există o evidență în numărul musulmanilor care sunt acum în București. 70-80 de mii, aproximativ. Și dacă există un procent cu care cresc e de la un an, nu știu, evidența... Se fac. Poate exista un astfel de procent. Există mai că numărul este oarecum stabil. Deci care e numărul? 70 de mii. Confirmat, scris, oficial, 70 de mii. Și câte moschei au acum? Eu cunosc două, dar am zis că sunt vreo 3-4. Colectina, Verticeni, da, cam 3-4. Dar nu vă referiți la moschee, nu știu, locuri amenajate pentru... E un loc amenajat, adică nu urmează să se construiască imensitatea asta. Inclusiv în spațiile universitare, în campus. Da, au transformat o casă, o vilă... Inclusiv în spațiile și campusurile universitare au loc special amenajat. 70 de mii la nivel de București sau oprit? Numai puțin. Da, cel mai mult... 70 de mii la nivelul municipiului București. Sunt în Colectina și Pantelimon. Și Velo. Nu, acolo ei caută să fie cât mai aproape de locul unde se desfășoară activitatea, respectiv centrele comerciale Europa, Dorari, Dragonul Roșu, majoritatea fiind comercianți. Da.
Radu, zic. Lăsați-mă, poate, la afară de Arad, mai există o comunitate care s-a dezvoltat mult. Nu știu cât sunt, dar bănesc că-s comparabil, cel puțin chinezii. Da. Dacă trebuie la cocerere. Da, întrebarea este foarte bine pusă. Mă pune un inginer. Da. Comunitatea creștină s-a dezvoltat, dar în ultimul timp, din informațiile care le am, a și evoluat. Pentru că chinezii au, prin mentalitatea lor, ei nu fac afaceri decât în țări unde legislația nu este foarte bine pusă la punct. Spre exemplu, acum, mare parte dintre oamenii de afaceri chinezi se mută în Ucraina, în Moldova, în Ungaria, unde, în continuare, ei nu dau facturi, nu dau bonuri. Este un vid legislativ. Unde există un vid legislativ și o mai mare corupție. Da? Pentru că în momentul de față, deși s-au înțeles că la nivel guvernamental s-au încheiat niște acorduri privind construcția unor autostrăzi, cartiere și așa mai departe, se pare că proiectele stagnează pentru că dacă nu mai poți să finanțezi, ei nu finanțează cu banilor personali. Sunt sustenabile. Sunt sustenabile, dar comunitatea chineză este o comunitate mult mai ermetică, mult mai închisă decât comunitatea arabă. Chinezii vin, fac afaceri și pleacă. Ei, spre exemplu, la noi vin atunci când primesc o decizie de returnare, automat cer statut de refugiat. Bineînțeles că nu obțin pentru că nu este... Majoritatea invocă legea natalității în China. În multe din provinciile chineze această lege nu mai este valabilă. Sau membrii ai mișcării Falun Gong. Iarăși nu are nicio fel de relevanță. Dar nu pe asta interesează. Ei interesează să tragă de timp, astfel încât să poată să-și vândă marfa din containerele care vin în portul Constanța. După ce au vândut containerele cu marfă și asta, renunță la azil, pleacă, nu au niciun fel de problemă. Au fost descoperiți în ultima perioadă de către DICOT, de către antifraudă, foarte multe rețele prin care se scoteau bani cash în afară. Numai că acum au o altă variantă, trimit banii în China prin intermediul băncilor din Iran, care convertesc lei în valută și mai departe îi trimit în China. Tot timpul găsesc soluții. Sunt ca niște carii care își fac loc, ei tot timpul găsesc soluții. Și, bineînțeles, din informații care le-am, sunt și susținuți din punct de vedere al autorităților chineze, pentru că, evident, China n-ar fi ajuns la expansiunea comercială la care este, fără o susținere politică. Dar și în China există aceeași practică. Dezvoltați-vă, faceți ce vreți, evaziune, dar nu vă legați de politică. Politica nu este a voastră. Radu, vrei să mai spui ceva? Nu, deocamdată. Nu deocamdată, că e... Dar bine, nu am obținut faptul britanic cum își doreau, pe când, uite, musulmanii au obținut dita mai terenul pentru a judica moscheia, deci... Despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Sunt șanse la momentul de față. Numai puțin. Sunt șanse în momentul de față. Am o rugăminte să... Numai puțin. Am o rugăminte să ne respectăm, să nu vorbim unul peste altul. Mi se pare foarte normal. Vă rog. Sunt șanse în momentul de față să nu se construiască această moschee? V-am spus, de la hotărâre de guvern până la autorizația de construcție, până la planul de urbanism, mai sunt niște pași care trebuie urmați. Să sperăm că cu acești pași care trebuie urmați, vor trece 3 ani de zile și automat acordul și hotărârea nu mai este... Va mai prelungi. Da. Sau în eventualitatea în care va veni un alt guvern care să ia o altă hotărâre. Da. Credeți că petițiile scrise împărțite pe stradă la lumea funcționa? Ajută! După ce discutați noastră la masa rotundă, cum ați spus noastră. Orice formă non-violentă, orice formă constituțională, orice formă legală, este poate să ajută. Da. Da? Dar totul trebuie să se desfășoare într-un cadru constituțional și legal. Da. Și bine gândite, elaborate lucrurile. Ei, așteptăm acum. Puse la punct. Vă rog. De cuiul pe terea, ați auzit? Da. Îl știți? Asta e măscherea. Foarte bună gândă. Ne vinde tot pământul după lună, ne face proprietate. Și are și material. Și știți de ce a venit de la noi? A zis cu guvernul ăsta trebuie să facem.
Să nu facem politică. Doamna, ce spuneați acolo, vă rog, acum. Mai spuneți o dată acum, Ilinici. Ce vreau să spun? Folos este campusul, facultatea, 6.000 de studenți care vor veni, dacă vor termina, unde se vor duce să muncească, ei nu au apărut de acolo să-și facă campus. Bine, și culturile. Alte întrebări? În momentul de față sunt foarte mulți studenți din statele islamice care vin să studieze România, numai pentru că costurile unei universități sunt mult mai mici decât în vestul Europei. Deci sunt foarte mulți, în special la Facultatea de Medicină. Și mulți dintre aceștia se angajează în România, nu emigrează în alte state. Deci ei sunt și dacă au ocazia, dacă vor plăti în Moschia, se vor mulți. Ăsta e un punct pe care trebuie, și la care trebuie să ne gândim, mai ales pentru studenții români. Da, aici, într-adevăr, muftiul respectiv probabil că a încercat să deturneze atenția opiniei publice. Nu, într-adevăr, va fi o instituție de propagandă, nu de învățătură. Pentru că, odată creat acest pol musulman, această... Evident că nu vor veni numai studenți, vor veni ca la Meca. Vor veni foarte mulți evoriași de lor, sau cum se numește. Da. Măcar din curiozitate, măcar va fi un asalt pentru a obține viză. În momentul de față, viza pentru a veni în România din țările arabe se obține destul de greu. Nu este foarte facil. Dar automat, spunând că vin pentru activități umanitare, științifice, culturale, vor face niște presiuni imense. Aici o să revin cu un alt exemplu pe care pot să vi-l dau vis-a-vis de această moschee și comparativ cu bisericile, cu mănăstirile noastre. Am luat câțiva prieteni arabi, pentru că încă o dată v-am spus, ca să înțelegi și mentalitatea și educația și trebuie să vorbești cu ei, trebuie să fii prieten cu ei, trebuie să, altfel nu poți să îi înțelegi. Dar una e una, alta e alta. Și ne-am spus, măi, uite, hai să mergem să-ți arăt Patriarhia, să-ți arăt câteva biserici frumoase de aici, din București. I-am dus la Patriarhie, i-am dus la Sfântul Elefterie, i-am mai dus la câteva, au intrat, au văzut icoanele, sfinții, le-a plăcut. I-a zis, uite, poftim, ai posibilitatea să aprinzi o lumânare pentru morții tăi, pentru familie, pentru asta. Este ok, au intrat, au ieșit. Și face, măi, dar nu mă întreabă nimeni ce sunt, asta, nu te întreabă nimeni asta. Face, da, e foarte frumos, îmi place, chiar uite, o să mai vin, au fost foarte încântați. Și atunci am zis, bun, hai, du-mă și pe mine la Meca. Păi, știi că nu se poate. De ce? Păi tu ești creștin. Creștini n-au voie acolo. Păi da, dar uite, tu ai voie aici să intri în bisericile noastre, să intri în mănăstirile noastre, să intri și să ieși, nu te întreabă nimeni. Eu de ce nu pot să mă duc? Nu, că acolo, dacă sunt prinși creștini, să tai o mână. Deci eu nu pot să mă duc acolo ca creștin, ca să văd acea piatră pătrățoasă îmbrăcată în stofă neagră, da? Și să urc pe acolo să văd niște chestii care, mă rog, așa? Vă rog. Credeți că o reacție din partea oamenilor din biserică ar da apă la moară tuturor societăților care atacă biserica, homosexuali și așa mai departe, pe ideea libertății cultelor? Și nu ar stârni un răspuns violent din partea acestei nații, care este violentă prin structură. Și Mahomet, da. Legea asilului în România, legea 122/2006, la articolul 6, spune nediscriminare. Nediscriminate pe bază de religie, etnie, situație socială, sex, orientare sexuală, handicap, boală cronică necontagioasă, etc. Deci eu, ca profesionist, nu am de ce să discriminez. Lucrurile trebuiesc analizate și trebuiesc, ca să zic așa, raportate extrem de legal și extrem de obiectiv. Nu trebuie să dăm apă la moare nimănui, trebuie să respectăm opiniile fiecarei persoane, chiar dacă sunt contrare nouă, da? Și în cele din urmă, conform democrației, cine are o opinie majoritară, să aibă... Domnul Cristin se referea la altceva, dacă am înțeles eu bine, corect. Noi, s-a pus problema să avem o atitudine vis-a-vis de acest proiect. Și dacă am avea această atitudine, ca fie ai bisericii, ca membri, ca imădularea bisericii, nu vom da apă la moară, nu vom provoca iarăși
prietenii noștri, în ghilimele, care ne vor acuza de discriminare, vor să iarăși cerne cu toată grupa și ceilalți... Nu suntem agenți provocatori. Păi da, datoria noastră este de a informa. N-am fost provocator nici cu ora de religie, n-am fost provocator nici cu alte. Datoria... Ei au venit peste noi, noi am vrut să ne apărăm. Și aici este vorba de apărare. Noi lucrăm defensiv. Și totuși au sărit, ne-au acuzat, ne-au făcut din victime călăi și așa mai departe. Păi luptă fără... Aici este... Fără cred că la asta se referă. La asta mă referam și la reacția agresivă și violență asta a acestor oameni care sunt... Care va fi alimentată și de ăștia. Violenți. Da. Da. Nu vă referiți la musulmani? Da. Și la musulmani și la aceste atacuri care... Biserica este supus oricum atac mediatic. Așa, hai că îi cunosc foarte bine. Ei nu vor să atragă atenția asupra lor. Dacă ei atrag asupra lor atenția, toate organele de anchetă... Susțineți că dacă noi oprim acest proiect, ei vor tăcea din gură și ne vor lăsa în pace? Absolut. Nu cred. Absolut, nu. Vor exista niște lideri, cum există și în lumea arabă. Da, dar ăia vor face... Ăia vor fi boli de putere. Se vor discuta... Poate atacul teroristic cum s-a întâmplat... Nu. E prea departe. Mergeți prea departe. Dacă nu vor să atragă atenția asupra lor, de ce să construiască imensitatea asta? Da, e o contradicție aici și întrebarea este foarte bine. Nu pot să se mântuiască foarte corect. O pot să ne mântuiască pe noi. Noi, dacă ascultă noi. Aia. Da. Noi, dacă vom reacționa cum de altfel e normal să reacționăm, sigur că vom atrage antipatia. Trebuie să reacționăm pașnic ca o țară preponderent creștin-ortodoxă. Totodată, la asta lumea trebuie să fie... Domnul Cristin, trebuie să reacționăm cu demnitate. Deci aici se cere și să... Și păi, da, bineînțeles, da. Vor veni și ceilalți suportă. Inclusiv prin instituții, v-am mai zis. Da. Mai trebuie pornite și de acolo că decizia o ia... Dumneavoastră știți foarte bine că șefii din instituții nu-și asumă anumite responsabilități pentru că... Și să pui în fața omului. Probabil că pe asta a și vizat guvernul când a luat așa că sunt preși Nu, am vizat pe toleranță, pe lipsa de reacție, lipsa de informare, pe... Mai mult fac. Dragilor, permiteți-mi ca o concluzie. Noi, nația noastră românească, suntem recunoscuți în întreaga lume pentru spiritul nostru ospitalier foarte tolerant. Faptul că s-au alterat oarecum conceptele de viață în ultimul timp, asta s-a întâmplat datorită unor reprezentanți la nivel de vârf care a dezvoltat corupția, a vrut-o să fie permisivă și în felul acesta a lăsat ca și legile să fie la fel. Ce se întâmplă acolo? Nu ai un drum profesionist. Este ca și pe cel care pune la strâmb. Dacă nu este un bun executant sau un inginer, proficultor, fac o paranteză. La mine s-a comunicat în locului, dar că face ceva o creangă, lovea geamă. Pentru că lovea acea creangă într-o geamă, a nenorocit vreo 8 ei, bătrâni de 30-40 de ani, care erau o minune. Și a făcut așa, părți până sus. I-a sprudit. Au intervenit acolo ce? O gașcă, așa se poate numi în limbaj. O gașcă de constituită în cadrul primăriei, de eu știu ce firmă, angajați care nu trezea, nu-i problemă. Nu ai un inginer, un tehnician, să spună, domnule, așa se face. Nu este ce este. Cam așa se întâmplă și la sistemul de unde se construiesc lege. Ați văzut foarte bine și nerevizită, cum a spus și dânsul. Nu facem politică aici. Dar nici nu putem să vedem că sistemul care ne reprezintă și ne apără nu corespunde nevoilor și sentimentelor și simțămintelor noastre. Avem o zestre genetică, avem o zestre de istorie, de concepte de viață, un spirit de naționalitate. Toate acestea se duc către destrămare. Cei din afară, să știți că asta vor. Grecia nu sunt prea doar ajuns în pola cu care este acum. Nu pentru că ei sunt de felul, sunt cuturori, se știe cum am, nu face afaceri cu grecul. Pentru că ei sunt așa, ca specii mai ei n-au sărace resurse, trăiesc din turist, ca să faci bani din turist, că trebuie să fii. Noi am fost de curând în Grecia, cei care au fost cu știți că mi-a fost sănătate. Am fost și altă dată. Erau terasele pline. Acum te luau de pe stradă, efectiv, la modul brutal. Haideți, vezi la mine. Te trugea până la masă. Sunt goale. Toate terasele, toate astea. Părinte, ce-am semănat aia, coleg, lăsați-i, nu-i scoateți în afară. Nu-i deci, faceți nu, să nu ne batem de la subiect. Vă spun asta, asta ca să înțelegeți că sunt pe noi, pe ideile noastre aici,
contează cum ne comportăm noi. Deci este vorba de moralitatea noastră celor de aici. Dacă noi suntem hotărâși creștini autentici, nu se întâmplă nimic care să te strigească. Din cauza asta vin cei din afară. Bă, că terenul este propice. Cum a zis și Radu, cum a spus și domnul Cristian. Sistemul tot e pudră. Exact, exact. Deci aici suntem tributari. A purtat pe dânsul, nu știu care a vorbit, că domnule, Gheorghiță, chiar a spus că domnule, ăla se așează și eu am văzut la ora 5, se așează și el stă acolo. De acolo putem lua exemplu. Să știți asta că în Coran nu scrie că trebuie să te sinucizi omori de pe ceilalți. Spune să-ți dai viața pentru credința asta e adevărat și noi avem martiri. Mai mulți mădire de sfinți care știu că au făcut asta. Nu le spunem Coran că să spui bomba de vârstă, te duci și în mătrou sau nu știu unde. E interpretat cum vorim, dar cu un interes meschin. Dar noi putem să contracarăm aceste aspecte de viață nenorocite dacă suntem pe pivotul nostru de credință stabil. Suntem statornici, autentici. Dar vedeți foarte bine și mă iertați că o spun la modul deschis, cum am spus și ieri, aici venim în biserică și nici măcar aici, că stăm 2-3 ore sau 5 ore, la o zi mai deosebită, nu suntem în relație cu Hristos, cu Dumnezeu. Și cu ochii la vecinul, cum stă, cum e îmbrăcat, cum se mișcă, s-a așezat pe locul ăla, bombănim, ne gândim la piață și alte lucruri. Degeaba de la biserică, poți să vii 24 de ore. Dacă nu ești trăitor, nu ești autentic, asta ne separă de felul cum trăiesc ceilalți, suedezii. Vă spun, de, știu de la persoană care e la mine în casă și care și-a avut o ceva din Suedia și a stat acolo, ani de zile. Nu se compară. Știți cum este în Suedia și în Norvegia? Mici magazine de cartier, butic-uri, cum ne zicem noi, dar nu butic de ăsta nenorocit. M-a dat la televizor, am găsit eu, vinde carnea spălat pe murdară și mucegăită. Intră cine vrea cetățeanul și cumpără, alege, pune în colț, la casă și arestă și pleacă. Nu are vânzător. Niciodată nu iese lipsă. Niciodată nu-i depreciază cineva marca. Asta este. Noi nu suntem din aceea. Noi nu suntem. Ieri mi-am spus corespondența de scrisori, îmi desfășor și am pus-o pe calorii pe lucru și am făcut până la vechi să iau ceva. Când a venit, am mai găsit picurile și ce am avut. Cristicea, adică nu ești așa cum te vrea Dumnezeu, vei suporta consecințe și rigorile legii cu care te confrunți. Și a realului de viață în care trăiești și care este înăpădit și de cei din afară. Cel care vine din afară nu vine cu interese pentru tine. Și toți cei care trec, indiferent de ce câte au venit, politice, de apărare sau de altă natură, vin pentru interesele proprie. Dânsul a punctat foarte bine aceste aspecte legate și de musulmani, și de chinezi. Merge, nu e bine, m-am văzut în altă parte unde se poate, interesul, fac interesul meu. Nici acolo, mai departe. Noi care suntem aici nu știm să ne apărăm, cum să-i primim, fără să-i jignim, fără să-i oprimăm, dar să ne păsăm demnitatea. La alte popoare nu se întâmplă lucrul ăsta. Unde persimitatea este prea mare, apare asemenea controversă. Se vorbește că în Franța se va numi poate în anul 2025 Republica Islamică Franceză. Foarte posibil. Ei au comunități foarte mari de magrebieni, de islamiști. Sunt cartiere unde poliția nu intră în Franța, pentru că în Marea Britanie sunt polițiști cu turbane pe cap, care respectă religia lor. Deci, vă dați seama, este ca și cum v-ați duce în Emirate și ați vedea un polițist îmbrăcat în polițist european. Deși el este arab. Nu există așa ceva. Este foarte adevărat. Numai că acest balcanism care ne-a caracterizat întotdeauna capul plecat, sabia în taie și tot felul de chestii mi-aduce aminte de filmul Oglinda, în care, ca să zic așa, Gheorghe Gheorghiu, deci, nu, de fapt, Petru Groza îi spunea al regelui Mihai. Când regele a spus, dar ce va spune poporul, Petru Groza i-a spus, Majestate, poporul a fost învățat să vă iubească pe dumneavoastră. De azi înainte îl vom învăța să ne iubească pe noi. Și toată balansarea asta cu, bineînțeles că comunismul
cum a venit cu tancurile rusești, cu toată lumea știe istoria. Dar știți cum este, ne mai vreau și cu americani, nu te întreba niciodată ce face țara pentru tine, întreabă-te ce poți să faci tu pentru țară. Asta aici e. Sunt niște aspecte care țin de patriotism, care țin de o anumită convingere care o ai în suflet, care te caracterizează și ce poți să faci ca individ, nu pentru a vegeta, trăi să ca să mâncăm sau mâncăm să trăim, ci pentru a face ceva. Fiecare pe obiectul lui de activitate, fiecare familia lui, fiecare păpărticica lui. Bob cu bob se face coliva, bob cu bob se face sacul. Dacă fiecare ne-am aduce contribuția la, în a conștientiza, în a informa pe cei de lângă noi vis-a-vis de acest pericol cu această moschee, cred că astăzi suntem puțini, mâine mai mulți, păi mâine tot mai mulți și într-o zi cineva va ține cont și de părerea noastră. Fără să jignim, fără să ne manifestăm violent, fără să nu știu, să ne implicăm altfel decât ortodox în această activitate. Cred că cu demnitate, cu persoasiune, cu încredere în viitor și încredere în forțele noastre și în ceea ce putem să facem, putem să urmim ceva. Altfel, așa cum spuneau și interlocutorii mei, vor fi niște discuții care vor rămâne la nivel de discuții și cam atât. Deci ea stă tot în educația familială. Da, de fapt. Da, eu... Educația din familie începe, să știți. De la propriul tău copil, de la relația de tine, sau soție, sau persoanele... persoanele nu se spune așa, ne merităm soarta. Soarta și conducta. Trebuie să avem concizie, să fim ferm, să fim cu credință, să fim autentici. Cât timp ne vânduim așa în alte tulburi și acceptăm orice compromis, nu trebuie să ne plângem. Să începem cu lumea bună cu noi înșine, dacă nu. Vă mulțumim tare mult! O seară frumoasă, o vacanță, un concediu frumos, bine.